la Vulturi de Gala Galaction. Culmele scripetelui se deslușeau în această zi cu soare, după multele ploi de până aici, colțuroase și limpezi ca o cunună de securi. Scripetele se aduna de jur împrejur și cădea la mijloc fundul Iablanicioarei, fund adăpostit și locuit de un pumn de oameni. Într-o parte, zidul îmbrăcat în codrii se știrbea, ca să lase printre lespezii zdrobiți și printre fagii cosiți mereu la rădăcină undele oțelite ale Iablanicioarei. Izvorul ei era în munte, sub o stâncă, și ciobanii îl adunau și îl depănau în jgheaburi cât ținea o poiană, iar pe urmă îi dădeau drumul în creștetul brazilor. Alte câteva pâraie țâșneau mai jos de printre pietre și întreiau puterile pârâului. Pe lângă el cobora chinuită singura cărare mai lesnicioasă celor câteva case de oameni întemeiate în acest cuib de vulturi. În ziua aceea nu era niciun nor deasupra și uriașii munți, care atâtea zile frământaseră și sloboziseră din coamele lor zbârlite până la cer ploile, trăsnetele și șuvoaiele, erau acum blajini, tihniți și prididiți de soare. Numai în fața cerului, mai sus decât brazii cei mai înalți, vulturii pluteau neobosit, scăldându-și aripile în lumină și dând fiorii morții păsăretului de casă din jurul celor 15-20 de locuințe din fundul văii. Între aceste locuințe, cea mai mare și mai gospodărească era casa lui Dănilă, starostele ciobanilor din partea locului, venetic de pe plai, dar mare baci la bătrânețe. Dar acum nu era acasă decât un cioban bătrân și șchiop care dregea sădilele. Stăpânul era la stână, în munte, cu ceilalți ciobani. Tot așa era și prin celelalte case. Mai rămăseseră pe lângă vetre moșnegii, femeile și copiii. Oamenii în putere și tineretul, bucuroși de întoarcerea timpului frumos, ieșiseră la oi, pe culmi, ori porniseră de vale prin satele de pe Iablanicioara. Erau toți ciobani și plecau cu cai încărcați cu piei, cu brânzeturi, și veneau cu ei înapoi încărcați cu mălai. Altă casă mai mare și mai cuprinsă era casa lui Păun Uzun, unul din ginerii lui Dănilă. Acesta era un român falnic, trup și suflet de viteaz. Nu era nici el acasă, ci numai nevasta și copiii, fiindcă plecase de astă iarnă cu o scrisoare tainică de la socrul său Dănilă către Tudor Vladimirescu. Această scrisoare, pe o piele de miel, nu era lucru mare, dar cel ce o ducea era Păun Uzun și cu el mai erau încă 10, toți copii de munte cu bună știință într-ale Flintei. Moș Dănilă, fruntașul ciobanilor de pe scripetele, era un om care trecuse prin multe suferințe și încercase multe vaduri de amărăciune. Era de felul lui de dincoace de Olt, făcuse în tinerețe de 3 ori avere și de 3 ori o măturase puhoiul năvălirilor străine. Ce conace, ce gospodării, ce rost temeinic! Dar precum fierul plugarului trece prin inima mușuroiului de furnici, spintecând într-o clipă cetatea harnicilor muncitoare, așa și fierul nenorocirii spintecase în 3 rânduri rostul și viața românului Dănilă. A 3-a oară când l-a călcat urgia, n-a putut să mântuiască nimic din câte avea. Ai lui porniseră de cu seară în sus, pe Jiu. Mai era o strajă până la ziua. Când s-au apropiat răcnetele și pocnetele pistoalelor, a fugit într-o pădurice de pe deal. Și până nu a răsărit soarele, gospodăria lui și tot satul cu ea s-au zvârcolit în flăcări. A plâns Dănilă și s-a suit în creierii munților ca să nu se mai coboare niciodată și să nu mai vadă plaiul și silnicia de pe el. Sus la munte s-a făcut cioban, după ce trecuse de 3 ori prin pârjolul lui Iov. Din an în an, Dănilă a crescut în turme, în argați, a însurat, a măritat și și-a întins pe câțiva munți neamul și întâietatea. Dar acum îmbătrânise, văduvise și sta mai mult la izvorul Iablanicioarei, deasupra caselor făcute întâi, rostind pe ciobani și mângâindu-și bătrânețele cu un ceaslov bisericesc. Aici, lângă Iablanicioara, i-a ajuns într-o zi vestea că Alexandru Șuțu a murit, că Tudor Vladimirescu zguduie Oltenia și că a împrăștiat pretutindeni o strigare în care era vorba despre feluritele și preaștiutele nedreptăți îndurate de țară, despre vlădicii și boierii cei răi, despre grecii haini și despre ușurarea birurilor apăsătoare. Tudor chema pe panduri, pe plăieși și pe toți câți mai avea o scânteie de bărbăție în piept, la viață și la arme. Dănilă avea 80 de ani. A oftat și și-a deschis inima către ginere sau păun. Du-te tu în locul meu și slujește pe Tudor până la moarte. Agripina, nevastă ta, este fata mea. Copiii tăi sunt nepoții și moștenitorii mei. Mergi cu inima slobodă și Dumnezeu din cer să aibă milă și de tinerețea ta. Păun Uzun era ginere cel iubit al lui Dănilă. Ținea pe Agripina, fata cea mai mică a uncheașului, și îi trăiau 3 copii, Măriuca, Vlad și Păunaș. Dar pe Păunaș tatsu nici nu-l văzuse, fiindcă era abia de 2 luni născut încoace, după Paște. Păun Uzun și cu cei 10 tovarăși, 10 voinici plătiți și îmbrăcați de moș Dănilă, plecaseră pe la sfârșitul lui Genarie. Au plecat fluierând, coborau din stâncă în stâncă, din munte în plai, și pretutindeni întâlneau cete de zăplani, tot oameni hotărâți și aspri, neștiutori de dor, de păreri de rău, porniți cu flinta, cu coasa, cu furca în spinare spre steagul ridicat de domnul Tudor. Trecuse multă vreme de la plecarea lui Uzun. Agripina, ca femeie, n-avea inima lui. Când isprăvea cu treburile casei și mai ales când sta și îl punea la piept pe Păunaș, gândul la bărbată-su, grija, teama de soarta lui, o împresurau și o întristau. Lua un cojoc pe ea și peste copilul strâns la sân și alerga la tatsu. Moș Dănilă era pe prispă, ori în casă, veghea mulsul caprelor, ori omătul care se topea pe culmi, vorbea cu ciobanii, ori cu ceaslovul bisericesc. Cum vedea pe Agripina, cu cojocul umflat peste povara brațelor, se lumina la față. Ce ploconă mi-aduci! Ia ca, tată, îți aduc cele gânduri rele care îmi tot croncănesc în inimă. Fată dragă, nici nu știi ce mi-aduci. Tu mi-aduci berbecelul cel mai drag din turma noastră. Tu mi-aduci ce are să fie peste 40-50 de ani pe plaiul dezrobit de Tudor. Iar într-o zi îi spuse Agripinei cu niște ochi de flacără: Agripino, nu fi muiere. Tudor și Păun stau și stăpânesc în București. Boierii pământeni s-au dat cu Tudor. Ce va mai fi, de la Dumnezeu va fi. Această știre era destul de veche și Dănilă o spunea Agripinei încă o dată la începutul lui mai, supărat și mâhnit în inimă-i, că veștile cele mari pe care le aștepta nu mai veneau deloc. Muntele se învălui o lună întreagă în neguri și în ploi putrede. Potecile se prefăcură în șuvoaie, iar din satele de pe vale nu se mai auzi nimic. Și iată că după atâtea săptămâni, ploile stătură. Cerul se însănătoși, se scutură de înfășurările lui albe și cenușii. Munții fumegară a vreme bună, Iablanicioara se limpezi și scăzu în albie întortocheată și adâncă. În ziua aceea moș Dănilă se suise la stână dis de dimineață. Era cam departe până acolo și uncheașul nu mai putea să urce decât călare. Agripina începuse ziua nici mai vesel, nici mai trist ca alte zile. Oile erau pe munte, între ale lui Dănilă, Măriuca și Vlad se jucau în fundul grădinei, adică lângă șuvoiul Iablanicioarei, și sub cei din urmă fagi înfipți în coasta muntelui, căci grădina și casa lui Uzun erau la marginea celorlalte. Coasta era grozav de prăvălatică și Iablanicioara, după ce se învârtea și se zvârcolea sus printre stâncile țăpure, cobora acum de-a dreptul, frângându-se din piatră în piatră și zdrobind cu vuiet în fiecare piatră, pare că nu apă, ci bulgări de zăpadă. Măriuca și Vlad se îndemnau și se împingeau unul pe altul până când intrau în roata pulverilor umede, ridicate din căderea șuvoiului, și când se simțeau stropiți pe ochi, dădeau fuga înapoi cu mare haz. Agripina pusese ceaunul de mămăligă. Era aproape de miezul zilei și mesteca zorită, tot aruncând ochii la Păunaș adormit în albie. Copilul dormea în pragul ușii, cu capul la umbră și cu trupușorul strâns în scutece, scăldat de soare. Era rumen alb, ca trandafirii nici albi, nici roșii, și sugea în vis. Dincolo de odorul adormit, Agripina vedea prin ușa deschisă câteva căsuțe de bârne, ceva din ograda lui moș Dănilă, drumul satului și adâncătura Iablanicioarei. Iar încolo, aripile negre ale pădurilor de brad, aruncând umbre adânci pe fânețele înflorite și gurile de secure ale scripetelui, mușcând din cerul albastru. Nu se auzeau zgomote decât clocotul ceaunului de pe pirostii, vâjuitul înfundat al șuvoiului din dosul casei și, pe la răstoace, râsetele celor doi copii sau mugetul unui vițel despărțit de maică-sa. În această pace adâncă, în această fântână dintre munți, plină de chipul și de aleanul soarelui, pocni răcnetul deznădăjduit. Fugiți! Fugiți! Vin turcii! Agripina tresări și întoarse capul spre ușa deschisă. Groaza vestei se prefăcu deodată în groaza faptului văzut cu ochii. Din fundul văii pe unde se prăvălea Iablanicioara, coame de cai zbucniră într-o clipă și în fiecare coamă câte un cap de turc. Numai decât niște nourași albi se destrămară în aer, iar prăpăstiile rostogoliră un ropot de pistoale. Agripina se repezi la Păunaș, îl ridică din albi, îl puse în poală și prin ușa din fund țâșni în grădină. Se strecură pe lângă gard, ajunse pe Măriuca și pe Vlad și târându-i după ea începu să urce coasta din fag în fag. Copiii, mirați, începură să întrebe. Unde ne duce mamă? De ce nu mâncăm mamă? Agripina n-a avut vreme să răspundă. De jos din sat se ridicară și sfredeliră slăvile țipete, nechezături și noi împușcături. Ce e mamă? Cine țipă? Cine dă cu pistolul? Agripina le răspunse gâfâind. Turcii, dragii mamei, păgânii de turci de care vă spunea bunicul, să fugim cât om putea până sus la stână. Cărarea pe care apucase Agripina era cea mai scurtă, dar cea mai anevoioasă. Trebuia un om zdravăn ca să poată să biruiască pieptul muntelui, nu o muiere cu un copil în poală și cu alți doi târâși după ea. Chiar Păun Uzun se urca rar pe aici, pentru că era o cărare cumplită, care scotea sufletul din om, pas cu pas după zvârliturile Iablanicioarei, mai mult o scară de bolovan și de rădăcini decât o potecă. Agripina suia din greu, cu pieptul tot atât de smăcinat ca și șuvoiul de alături, ajutând pe Măriuca și pe Vlad și ferind pe Păunaș din poală ca să nu-l izbească de pietre ori de crengi. Ar fi fost cu minte să se abată în dreapta ori în stânga, să se ascundă în pădurea care stăpânea pretutindeni deopotrivă de întunecos. Dar Păunaș se deșteptase și începuse să plângă și îi se părea Agripinei că numai vuietul pârâului acoperea destul de bine țipetele lui. Mititelul, grămădit în poală, hurducat și flămând, țipa cât putea și izbea cu mâinile și cu picioarele în cămașa pe care Agripina și-o sumesese și-o nodase în brâu. Pe lângă asta, în urechile Agripinei se prigoneau mereu țipetele și împușcăturile din vale, iar vâjâitul Iablanicioarei nu o lăsa să-și mai dea seama dacă se înșală ori nu se înșală. La urmă, Agripina știa că mai erau pe acasă și alte gospodine, care trebuie să fi fugit cum fugise și ea prin pădure, și câinii de turci, negreșit că se luaseră după ele. Unde să se ascundă? Unde să întârzi acum când focul arde la tălpile picioarelor? Mai bine să lupte până când i-o plesni inima în piept. Dacă ajunge la stână, poate să cadă și să moară. Au scăpat copilașii. Sângele lui Păun, rodul dragostei lor, lumina ochilor lui Dănilă. Dacă o ajung turcii pe ea, o batjocoresc și poate o lasă cu viață, dar pe copii îi strivesc de stânci. Cum să mai te iau ochii cu tatsu? Ce mi-ai făcut copiii? Unde e nădejdea și mângâierea mea? Mai bine să urce, să urce, să nu se lase până când n-o s-o vedea măcar în poienița de sub stână, și atunci, când o cădea moartă, Măriuca, Vlad și Păunaș au scăpat cu viață. Plânsetul lor se va auzi la stână, ciobanii vor veni, vor găsi. Oh, dar până la poieniță mai e mult. Măriuca era de 7 ani, Vlad de 5. Sfârșiră curând puterile și începură să plângă. Mamă, ne-e foame! Vlad, grăsuț, aprins la față și luarcă de sudoare, căzu jos ca un bujor frânt de ploaie. Agripina se opri locului. Păunaș se zbătuse în poală până amorțise și adormise cu degetele în gură. Agripina căută să răzbată cu urechea prin zgomotul și pocniturile Iablanicioarei, dar nu deosebi nimic. Își muie mâinile în spumele pârâului și aruncă peste ochi câțiva pumni de apă, cum i-ar fi aruncat pe niște cărbuni aprinși, și luă pe Vlad în cârcă. Era voinică Agripina, tânără și vânjoasă, dar povara cu care se lupta era peste puterile unei femei. Pe Vlad îl ducea în cârcă, pe Păunaș în poală, iar Măriuca, sleită de puteri și amețită, se ținea de mamă sa, ținând-o de capătul brâului. Agripina a început să șovăiască, asemenea vitei lovite între coarne. Copacii din prejur zvâcneau și începeau să se facă roșii. O sete groaznică îi frângea gâtlejul și măruntaile. Gândurile se topeau în cap. S-ar fi trântit întreagă în omătul ce fierbea la nodurile Iablanicioarei și ar fi secat șuvoiul dintr-o sorbire, dar mai avea atâta minte să cugete că ar fi rămas pe loc, trăsnită. Copiii s-ar fi prăpădit și ostenea la ei de până atunci ar fi fost deprisos. O perdea de sânge și de nebunie îi se lăsa încet pe creieri. În pieptul ei ardea toată pădurea și bătăile inimii erau bolovani încinși, care săreau din loc în loc și o izbeau în coaste. Se mai oprea câteodată, cu mâinile încleștate de o rădăcină, ori de o ramură ce atârna, și pieptul îi horcăia ca niște foale. Punea jos pe Vlad, mai înoda cămașa în brâu și cu pumnii își văra ochii în cap. Îi era sete! Îi era sete! Își mai răcorea limba și pleca iar. Dar vinele picioarelor îi tremurau, sânul îi se umflase și o înțepa îngrozitor. Păuna și izbit de colo până colo începuse iar să plângă. De data aceasta de-abia chișnea, hurducătura l-amețise, foamea leșinase și până la poienița de sub stână tot mai era. Măriuca scăpă din mâini capătul brâului și căzu mototol în frunzele umede scuturate astă toamnă. Agripina luă pe Măriuca în cârcă și legă pe Vlad, acum mai odihnit, de capătul brâului. Atunci, prin zborul frunzelor, Agripina zări coastele brăcinerului, masa de stâncă și cupoalele de brazi în care era stâna lui moș Dănilă. Slavă ție, sfântă născătoare! De desubtul brăcinelului era o poiană unde baciul aduna fânul cosit de pe culmi și unde, în fiecare vară, mai rămâneau câteva căpiți din celălalt an. Agripina își stoarse puterile cu oarbă în verșunare și ieși din pădure și din coastă în poiana cu căpiți. Poiana era pustie, dar turcii, dacă au luat-o pe drumul oilor, erau să ajungă și ei tot acum. Vijelitul Iablanicioarei de-abia se mai auzea. Pacea locului era adâncă. Sus, în nesfârșirea albastră, vulturii se roteau cu neobosită măreție. Agripina căzu la umbra unui stog și ascultă. Cât o mai putea lăsa să asculte răzvrătirea sângelui și ciocănitul inimii. Nu se auzea nimic. Nimic. Atunci ea cugetă. Tata n-a simțit primejdia. Ciobanii sunt risipiți și turcii o să ia fără de veste. Trebuie să merg până la stână. Păunaș dormea, suspinând. Dormi, dragul mamei. Laptele meu acum e foc și o travă. O să te pun la ugerul unei capre. Agripina voi să se scoale. 1000 de junghiuri o străpunseră în tot trupul, dar mai ales în sân. S-au isprăvit puterile. De-abia dacă va mai putea să se târască. Ce face cu copiii? Măriuca și Vlad își mai veniseră în fire. Ne e foame, mamă, să mergem mai curând la bunicul, la stână. Drumul până la stână era de acum aproape lin, că ciocolea și se încolăcea pe brănicel până sus. Nu vă mai poate duce, mama, că nu mai are putere. Mergem noi singuri, mamă. Agripina se simți rău de tot. Munții și pădurile se învârtiră cu ea și toată greutatea trupului se răsturnară în cap ca apa dintr-o sticlă în gâtul sticlei când o întorci cu fundul în sus. Mai putu să gândească limpede. Mi se urcă laptele la cap. Apucă pe Păunaș adormit, îl învălătuci în scutece și în șorți și scobind sub căpiță, făcu o ascunzătoare. Vârâ copilul și teși fânul la loc, apoi porni nebună, cu Măriuca și cu Vlad după ea, fără să le vorbească, fără să-i mai știe. În vremea asta, moș Dănilă aștepta la stână să coboare ciobanii cu oile ca să le adape. Pistoalele slobozite la amiază le luase drept vreo glumă ciobănească și nu se mai gândea la ele. Cu privirile risipite peste culmile din răsărit, moș Dănilă se gândea departe. Se gândea la Tudor, la Păun Uzun, la București, unde viteazul oltean pare că intrase într-un mormânt. Încotro să fie Tudor și ai lui. Tot în București, ora iurea. Ce-a făcut el de atâta vreme? Neliniștea moșneagului creștea cu cât privea mai mult cerul fără nori și boltirile lui din ce în ce mai joase și mai pierite deasupra plaiului spoit în depărtări. Și cu cât bătrânețile nu-l mai iertau să sară în șa și să-și ia lumea în piept. Adâncit în gândurile acestea, auzind dosul stânei un plânset de copil. Se ridică din locul și se uită peste țarcuri cu mâna streașină pe ochi. Da, asta ce să fie? Era Măriuca, mai încolo era Vlad și tocmai în fund venea o femeie care nu putea să fie decât Agripina, dar care avea umbletul și schimele unei nebune. Măriuca îi căzu moșneagului pe piept și îi spuse necându-se în plâns amar. Au venit turci în sat, bunicule! Mama ne-a luat de mână și ne-a târât până sus în poieniță. Acolo au ascuns pe Păunaș în fân și s-a mâniat pe noi. Nu vrea să ne vadă, nu vrea să ne audă. Agripina, roșie vânătă la față și cu cămașa sfâșiată pe pieptul umflat ca un cimpoi, venea tot blagoslovind cu capul și cu mâinile. Dănilă înțelese totul într-o clipă. Ciobanii se lăsau de pretutindeni în fruntea oilor. Dănilă apucă buciumul și sună în el pădobia. Alergați, ciobani! Între cei dintâi sosiți fu Dragomir Uzun, fratele cel mare al lui Păun, care era doctor în felul lui și se pricepea de minune să lase sânge. Agripina căzuse în stână, molcomă ca o capră sfâșiată de lupi. Dănilă o lăsă în seama lui Dragomir Uzun, iar el, fără zăbavă, porni cu ciobanii tineri, toți înarmați cu flinte de vale spre poiană. Pe Măriuca o luă cu el pe cal. Era liniște împărătească. Nu se auzeau decât tălângile, din ce în ce mai îndepărtate, ale turmelor de deasupra. Gânduri, gânduri, nori și corbi treceau prin sufletul lui Dănilă. Ce au căutat turcii până aici? Când au venit? Ce vijelie i-a adus? În sfârșit, dacă o fi să ne ceară pielea, o să le-o vindem cât vom putea mai scump. Dar calea cobora pustie și din adâncuri nu izbea niciun zgomot. Când ajunseră în poiană, Măriuca arătă cu degetul. Uite căpița unde a ascuns mama pe Păunaș. L-o fi ascuns în altă parte, fata bunicului. Fânul cu care astupase Agripina copca scobită sub căpiță era răvășit de jur împrejur și Păunaș nicăieri. Ochii ciobanilor căzură pe niște cârpe înșirate pe poiană. Alergară la ele. Era șorțul Agripinei și scutecele copilului, acum pline de sânge, iar de jur împrejur sta, în iarbă, o largă spulberătură de fulgi cenușii, ca după o încăierare între vulturi. Păsările cerului coborâseră în poiană și smulseseră pe Păunaș din zbuciumul plânsului, din durerile foamei și din tot vaietul și chinul unei vieți omenești, în mijlocul unui popor nenorocit și rob încă pe multă vreme. Dănilă plânse a doua oară în viața lui. Fiorii unor presimțiri năpraznice îl înjunghiară în inimă. Privind spre răsărit, și într-acolo era Târgoviștea. Privind spre miază zi, și într-acolo erau Drăgășanii. Bătrânul, cu cușma în mână, plânse în fața cerului. Pune un hotar, stăpâne, nenorocirii noastre! Ajungă sfinției tale atâta jertfă! Ajungă atâta risipă! Atâta jaf la vulturi! Din mana bietei țări și din carnea noastră!